S-a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Lista țărilor, zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform hotărârii numărul 36 din 21 iulie 2020 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență. Lista în vigoare de la data de 27 iulie 2020, ora 0. Zonă galbenă. Carantină 14 zile. Africa de Sud, Arabia Saudită, Argentina, Armenia, Azerbaidjan, Bahrain, Bolivia, Bosnia și Herțegovina, Brazilia, Capul Verde, Chile, Columbia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Eswatini, Guatemala, Honduras, insulele Turks și Caicos, insulele Virgine ale Statelor Unite, Irak, Israel, Kazahstan, Kârgâzstan, Kosovo, Kuveit, Luxemburg, Macedonia de Nord, Maldive, Mexic, Moldova, Muntenegru, Oman, Palestina, Panama, Peru, Puerto Rico, Qatar, Republica Dominicană, Rusia, Serbia, Singapore, Statele Unite ale Americii, Surinam. Măsura de carantină se aplică pentru toate persoanele care sosesc dintr-o călătorie internațională din țările sau zonele cu risc epidemiologic ridicat și au drept de intrare pe teritoriul național, respectiv cetățeni români, cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, spațiu economic european, ori ai Confederației Elvețiene, ori persoanelor care se încadrează la una dintre excepțiile prevăzute prin hotărâre de guvern numărul 553 din 15 iulie 2020, anexa 3, articolul 2, aliniatul 2, literele de la A la L. Carantina persoanelor se instituie la domiciliul persoanei, la o locație declarată de aceasta sau, după caz, într-un spațiu special desemnat de autorități.